În perioada 22-24 iulie, efectivele Inspectoratului de Jandarm Județean Mehidinți au asigurat ordinea publică prin patrule independente și mixte pentru ca manifestările organizate în această perioadă să se desfășoare într-un climat optim de normalitate civică. În doar două zile, jandarmii au constatat însă 44 de abateri de la normele legale în vigoare, 10 avertizmente și 34 de amenzi și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 8.550 lei. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, proferarea de injurii și expresii jignitoare, consum de băuturi alcoolice în alte locuri decât cele amenajate, provocare și participare la scandal, cerșetorie, practicarea prostituției de asemenea. Jandarmeria Mehedinți recomandă cetățenilor ca în caz de urgență să apeleze numărul unic 112 sau să se adreseze cu încredere celei mai apropiate patrule de ordine și siguranță publică în vederea luării măsurilor legale care se impun conform legii.